Omul de afaceri despre care se spune, care v-a susținut în precedenta campanie, Gabriel Comănescu, ați mai discutat în ultima vreme, vă mai susțină? N-am mai discutat în ultimul timp, de luni bune n-am mai vorbit cu el. Dar nu, eu n-am nevoie de susținerea lui Gabriel Comănescu. Și în ce sens să mă susțină Gabriel Comănescu? Eu am lucrat intens acum vreo 2 ani de zile la legea offshore, care a ieșit din Senat în niște condiții foarte bune, discutate cu cei care dețineau acorduri petroliere în zona offshore. Și s-a ajuns la situația în care a fost modificată substanțial la Camera Deputaților, mă rog, introducându-se niște cote de impozitare succesive în total dezacord cu ceea ce se promisese în momentul în care ei și-au licențiat acordurile petroliere în anii din urmă. Da, există încă aceste discuții. Că eu sunt omul Comănescu sau ce? S-a luptat ca un nebun să primească acțiuni în portul Constanța. Da. O să vedeți peste 100.000 de semnături ai constanțenilor care doresc altceva decât doresc cei care v-au plătit pe dumneavoastră. Da. Respectiv Comănescu și Pâinu. De la port ziceți că îi se trage? Da. Acolo sunt niște interese, da, ale cui care interese? depășesc granițele României? Și granițele României și a multor forțe din România. Copiii lor umblă cu Porsche și cu mașini de lux la 18 ani, că îi știți. Pot să vii și nominalizezi, să-i cunosc toți din port. Un primar nazist? Eu am lucrat intens la legea offshore. Da, există încă aceste discuții. Sunt omul Comănescu sau ce? Dar chiar dacă este, trebuie să vă întreb. Da, da, foarte bine că mă întrebați. Și oricare din noi, din ăștia operatorii portuari, ce 33 de milionari sau securiști ai portului Constanța? Că eu sunt omul Comănescu sau ce?